Un tată erou, așa poate fi numit Alexandru Pușcaș, în vârstă de 33 de ani, din Sănătăuca, raionul Florești, care crește singur 9 copii. Soția l-a părăsit când cel mic avea doar jumătate de an. Bărbatul spune că nu își va abandona niciodată copiii, pentru că el însuși a crescut fără părinți și nu vrea ca aceștia să aibă aceeași soartă. Spune cum te cheamă. Maxim. Andreana. Radu. Maia. Iana. Sorin. Hai spune cum te cheamă. Anut. Cum te cheamă? Anut. Cum? Ceadă. Ceadă. Cel mai bine dumneavoastră. Ana. La 33 de ani, Alexandru Pușcaș este tată a 9 copii. Cel mai mic are 2 ani, iar cel mai mare 12. Soția a plecat de acasă acum 2 ani. Era la lucru în Chișinău când a fost anunțat la telefon că trebuie să vină acasă, deoarece copiii au rămas singuri. Cel mai mic era sugar și avea doar jumătate de an, iar ca să-l hrănească a fost nevoit să cumpere o vacă. Nu sunt asta sunt ceau că se iei și am zis că mă descurc singur, nu vreau să-i dau, că... Femeie. N-asta e căldură de la tată ca la cineva. Acum bărbatul muncește cu ziua ca să poată întreține numeroasa familie. În sat nu poate să-și găsească un loc de muncă permanent, iar departe de casă nu-și permite să meargă, pentru că trebuie să fie aproape de copii. Scoateți masa când... Da. Când stau un puțin și mă își deamulec și cu picioare. Câte pâini pe săptămână mâncați? Vă ajunge o pâine la o... Nu. Câte 10 batoane de astea pe... Copiii își ajută tatăl în toate. Fetele trebăluiesc la bucătărie, iar băieții prin gospodărie. Știu și asta, când copilul rămâne fără părinți. Și de asta nu ați vrut niciodată. Da, știu și am tras eu și nu vreau copiii mei să stragă și ei. Că n-ai bucăță de pâine, n-ai și n-aș nici șeț, să mănânci ceva călduț. Alexandru Pușcaș vrea ca toți copiii să învețe bine, iar el va face tot posibilul ca ei să-și continue studiile, ca să obțină o meserie. Așa vor face mai ușor un ban și nu vor fi nevoiți să muncească cu ziua. Noi